Salut, numele meu este Ioana Mașca și în cele ce urmează ne vom ocupa de linii importante într-un triunghi. După cum știți, liniile importante într-un triunghi sunt medianele, bisectoarele, înălțimile și mediatoarele. Dacă triunghiul este isoscel sau echilateral, liniile importante coincid două câte două. La triunghiul isoscel, doar cele corespunzătoare bazei, în timp ce la triunghiul echilateral, cele patru perechi de linii sunt identice. Punctele de intersecție ale medianelor, bisectoarelor, înălțimilor și mediatoarelor le vom vedea în cele ce urmează, folosind softul GeoGebra. În timp real, vom vedea cum, modificând vârful triunghiului, se modifică și punctele de intersecție ale înălțimilor, respectiv ortocentrul, punctul de intersecție al bisectoarelor, respectiv centrul cercului înscris triunghiului, centrul de greutate, punctul de intersecție al medianelor și centrul cercului circumscris. Acum doar le vom vedea, dar peste câteva minute le vom studia pe fiecare în parte. Astfel, dacă luăm și mutăm vârful triunghiului, uitați cum ortocentrul iese, centrul de greutate și centrul cercului înscris rămân în interiorul triunghiului, centrul cercului circumscris iese. Depinde de poziția punctului A. Din nou, centrul de greutate, centrul cercului înscris triunghiului sunt întotdeauna înăuntru, ortocentrul și centrul cercului circumscris au intrat în interiorul triunghiului. Ies și ele se mișcă, vedeți? Aici este degenerat, triunghiul fiind o dreaptă. Au diferite poziții. Dar să ne ocupăm de fiecare parte. Cele trei mediane ale triunghiului se intersectează într-un punct numit centru de greutate al triunghiului. Acesta este situat pe mediană la două treimi de vârf și o treime de bază. Se află, după cum am văzut și vom vedea, în interiorul triunghiului. În centru de greutate al triunghiului se află, practic, centrul de greutate al său. Dacă punem niște greutăți pe margine, ele vor fi în echilibru în centru de greutate al triunghiului. Mai este și numit baricentru sau geocentru. Să-l vedem mai bine. Atât centrul de greutate, cât și intersecția medianelor. Tot cu geocentra. Și vom selecta doar medianele și centrul de greutate. Doar medianele, uitați medianele, dreptele care unesc vârful triunghiului cu mijlocul laturii opuse și centrul de greutate la intersecția medianelor. Oricum, am plimba centrul de greutate rămâne în interiorul triunghiului la două treimi de vârf și o treime de bază. Cele trei bisectoare ale triunghiului se intersectează într-un punct, numit centrul cercului înscris în triunghi. Cercul cu centru în acest punct și tangent laturii este cercul înscris în triunghi, este cel mai mare cerc care poate fi înscris într-un triunghi, tangent celor trei laturi și egal de împărtat de laturile triunghiului. După cum am văzut și vom vedea în continuare, se află întotdeauna în interiorul triunghiului. Din nou, cu GeoGebra vom păstra selectat doar bisectoarele și cercul. Bisectoarele și
centrul cercului înscris. Acum ar trebui să vedem. Și cercul care nu se vede. Oricum, am duce și am muta vârful triunghiului, centrul cercului și cercul rămâne în interior, în interiorul triunghiului. Dacă, acum vedem și cercul, pentru că era una dintre bisectoare suprapusă, este tangent laturilor și este cel mai mare cerc care poate fi înscris într-un triunghi. Mergând mai departe, cele trei înălțimi ale triunghiului se intersectează într-un punct numit ortocentrul triunghiului. Acesta este întotdeauna situat în interiorul triunghiului, dacă triunghiul este ascuțit unghic. În exterior, pe prelungirile înălțimilor, dacă acesta este obtuzunghic și coincide cu unghiul drept, dacă triunghiul este dreptunghic. Să-l vedem și pe acesta. Din nou, cu GeoGebra, vom selecta de data asta înălțimile, ortocentrul și vedem că în cazul acesta triunghiul este ascuțit, ortocentrul este în interior. Dacă îl facem să fie dreptunghic, construim triunghiul dreptunghic, acum unghiul de 90 de grade, ortocentrul este în vârful de 90 de grade. Da? Iar dacă este obtuz, după cum vedem, ortocentrul se află pe prelungirea înălțimilor, respectiv nu. Ar trebui, îl ducem în partea de jos, poate îl vedem acolo, aici, așa, așa, tot iese din diferite poziții ale ortocentrului triunghiului și ale înălțimilor. Și, în fine, cele trei mediatoare ale unui triunghi se intersectează într-un punct numit centrul cercului circumscris triunghiului și acesta este situat la intersecția perpendicularelor pe mijloacele laturilor, care, cu excepția triunghiului echilateral, nu trec prin vârfurile triunghiului. Este centrul circumscris triunghiului, este egal depărtat de vârfurile acestuia, distanța de la centrul cercului circumscris la vârfurilor triunghiului este egală cu raza cercului circumscris, se află în interiorul triunghiului dacă triunghiul este ascuțit unghic, este mijlocul ipotenuzei în cazul în care triunghiul este dreptunghic și este situat în exterior pe prelungirile mediatoarelor dacă triunghiul este obtuzunghic. Să-l vedem și pe acesta cu GeoGebra. Și vom selecta doar centrul cercului circumscris. Asta este. Și mediatoarele. Vedem că doar în cazul în care triunghiul este isoscel, avem AB congruent cu BC, una dintre mediatoare trece prin vârful triunghiului. Încercăm acum să facem triunghiul să fie echilateral, astfel încât toate trei să treacă aici. Ăsta este triunghiul echilateral, care are mediatoarele coincidând cu medianele, înălțimile și bisectoarele. Și este în exteriorul triunghiului. Dacă triunghiul este obtus, vedeți, deja a ieșit. Aici avem triunghiul dreptunghic,
unghiul de 90 de grade și este în mijlocul ipotenuzei, după cum vedeți. Și dacă triunghiul este obtuz, centrul cercului circumscris este. Acum, haideți să bifăm toate liniile importante. Trebuie să mutăm puțin. Și să vedem liniile importante din triunghi, centrele cercurilor și cercuri. Razele cercurilor înscrise, circumscrise, a triunghiului. Și toate liniile importante din triunghi le avem aici, toate cercurile înscrise, circumscrise. Și undeva este posibil să selectăm și să vedem și dreapta locurilor. Dar trebuie să o iau. Dacă mutăm puțin triunghiul, vedem și dreapta lui. Bun, ne oprim aici acum.